Bine v-am găsit. Astăzi vreau să fac o supă de post pe care o făcea bunica. Îi spunea supă cu răzălăi. Pentru aceasta am nevoie, în primul rând, să fac acei răzălăi dintr-un aluat dat pe răzătoare. Fiind o rețetă pentru post, n-am să folosesc ou. În loc de ou, am să folosesc o lingură de făină de in pusă în 4 linguri de apă. Și o jumătate de linguriță de sare. Las 10-15 minute la odihnă și după aceea voi face aluatul. În afară de mințele de in și apă, voi pune și o lingură de ulei de măsline, dar asta după ce pun soluția cu in. Făina nu o cântăresc, de obicei pun cam cât cuprinde și nu e necesar să se cântărească. Depinde acum și lingura cât e de mare, de asta mai bine pun ochiometric. Deja se poate folosi. Cine dorește poate să și filtreze, dar în combinație cu făina eu zic că nu are sens. Adaug și circa o lingură de ulei de măsline, 2 lingurițe din acestea. Și le amestec cu făina, fac un aluat destul de vârtos. Pentru această supă cu răzălei am nevoie de apa în care au fiert boabe de fasole. Am separat lichidul de fasole și apa am pus-o la fiert. Am să pun 2 frunze de dafin și o pun în continuare la fierbere până începe să clocotească. Și separat aici am 2 morcovi și un pătrunjel, o ceapă tăiată mărunt și o lingură de pătrunjel tocat. Iar acum voi da pe răzătoare aluatul. Am pus apa în care au fiert boabele de fasole la fiert cu 2 frunze de dafin. De obicei se pune frunza de dafin ca să nu formeze gaze. Și ceapa tăiată, am pus 2 linguri de ulei de măsline și o las acum la foc foarte mic la călit. După care voi pune legumele la fiert și la sfârșit răzălăii. Sunt aici și las cam o jumătate de oră la uscat. Am să pun morcovul și pătrunjelul la fiert.
pun capacul și ceapa este prăjită cu ulei de măsline și o linguriță de boia. Deci ceapa o opresc și las să fiarbă zarzavatul. Adaug răsălăie. Pun și ceapa prăjită. Am făcut-o la foc mic, încât să nu se ardă uleiul. Acum las câteva minute ca să se fiarbă pastele. Am să adaug pătrunjelul. Și supa este gata. Se poate pune și puțină zeamă de varză murată sau oțet de mere dacă vă place acrișor, dar este bună și așa.